Aflat în fruntea ligii întâi la egalitate de puncte cu Steaua, Astra a primit o veste bună ieri și de la UEFA. Formația giurgiuveană a scăpat de procesul monitorizării financiare a forului continental și așteaptă acum să primească banii cuveniți pentru participarea în tururile preliminare din Europa League. Luna decembrie vine cu un cadou pentru clubul giurgiuvean. Astra va primi de la UEFA 490.000 de euro, motiv în plus de bucurie pentru președintele Dinu Gheorghe, care s-a arătat extrem de încântat după aflarea veștii. S-au plătit toate dările către stat, către jucători, suntem în regulă până la 30 septembrie, când a fost atunci trebuia să facem această confadă, că suntem cu toate plățile la zi. Din păcate, alte două echipe românești, Petrolul și Bandurii Târgu Jiu, au intrat în atenția UEFA, fiind anchetate de Camera de Investigație a Corpului de Control Financiar al cluburilor pentru managementul defectuos al finanțelor. Din această cauză, deocamdată Petrolul și Bandurii Târgu Jiu nu vor primi banii cuveniți pentru participarea în cupele europene.